Salut! Numele meu este Alin Radu și ajut românii din UK să intre la universitate și să obțină finanțare până la 25.000 de lire anual de la stat. În acest video am să vorbesc despre ce acte ai nevoie pentru a te înscrie la universitate, testul de admitere, cât, cum și unde poți studia, finanțarea, cât și cum se plătește și ce actele necesare. Iar la sfârșit am să vă zic cum și unde puteți să aplicați în 2 minute fără să trebuiască să trimiteți niciun act. Dacă ți se pare util acest video, apasă butonul de subscribe și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Ce acte ai nevoie pentru a intra la universitate? Pentru a aplica la universitate ai nevoie de settle sau pre-settle și să știi engleză la nivel mediu. Când mergi la test, ai nevoie de dovadă de adresă, buletin sau pașaport și share code-ul de la status. Testul de admitere constă în a scrie între 150 și 350 de cuvinte pe calculator ca și răspuns la întrebări de genul de ce ai ales să studiezi, ce planuri de viitor ai, cum te-a afectat pandemia sau ce experiență profesională ai. Depinde de curs. Cât, cum și unde puteți studia. Avem cursuri disponibile în Londra, în Stratford, Greenford și Canary Wharf, Birmingham, Manchester sau Leeds. Se studiază 2 zile pe săptămână, în timpul săptămânii sau în weekend, sâmbătă și duminica, de la 9.45 la 14.45. Sau puteți alege cursuri de seară de la 18 la 21. Finanțarea pentru studii. Probabil ați auzit tot felul de variante. 15.000, 25.000, 9.500. Care e diferența? Finanțarea pentru studii în UK se oferă doar de către Student Finance England, indiferent la ce universitate aplicați sau cu cine aplicați. Și se împarte în două categorii. 1. Finanțarea cursului, care este de obicei 9.250 de lire, și 2. Maintenance loan, care este 9.488 în afara Londrei, iar în Londra este 12.385 de lire. În plus, dacă aveți copii, puteți să primiți până la 1.700 de lire pe copil. Toate acestea adunate ajung până undeva la 25.000 de lire. În plus, mai sunt beneficii cum ar fi, dacă aveți copil și plătiți grădinița, primiți înapoi între 50 și 85% de la stat. Dacă aveți soțul sau soția în întreținere, primiți ceva bani și pentru ea sau el. Cum se înapoiază finanțarea? Banii pe care îi primiți de la Student Finance England se dau înapoi doar în momentul în care renunțați la școală, de exemplu după un an, atunci se face un plan de rambursare cu cei de la Student Finance England și o să plătiți pe lună. O să fie undeva între 50-100 de lire. A doua variantă când se înapoiază banii este atunci când terminați școala și câștigați peste pragul de 27.500 pe an, adică peste 4 sau 5 ani, depinde cât studiați. Dacă câștigați peste 27.500, dați 9% din tot ce câștigați peste acest prag. De exemplu, dacă câștigați 40.000, diferența între 27.500 până la 40.000 sunt 12.500 de lire. 9% din 12.500 pică undeva la 110 lire pe lună, ținând cont că o să câștigați undeva la 4.000. Dacă ești interesat să aplici la universitate, dă click pe linkul din descriere și verifică dacă ești eligibil în mai puțin de 2 minute. Dacă ești eligibil, ai opțiunea să-ți introduci datele și să te programezi la test. Durează 2 minute. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i subscribe și apasă acel clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez un video.